Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip o să vă prezint toate găinile mele gât golaș. Aici am o găină, că nu mai este puică, de anul trecut, singura albă care am scos-o anul trecut. Face niște ouă nu chiar mari, așa, la coajă albe. Și este, na, nici prea mică, nici prea mare. Și o să revenim cu o altă găină. Am revenit cu aceasta, care am mai prezentat-o într-un videoclip. Este una dintre găinile mele preferate. Foarte blândă. Ascultați-o cum face, tot timpul face așa. Face niște ouă mari, la culoare mai așa închis, roșu închis. Nu este o găină foarte mare, dar este o foarte bună ouătoare. Și o să revenim cu a treia găină. Am revenit cu a treia găină, o găină foarte dragă mie, foarte grea, masivă, o foarte bună ouătoare. Uitați-o aici ce penaj are, o culoare frumoasă. Are vreo 3 ani, să zic așa, 3. Are și ceva încălțătură, stai. Are vreo 3 ani, 3, acum o să facă 4 ani. Foarte masivă, frumoasă. Și nu o să o sacrific, o să o țin și pentru la anul. Și o să revenim cu a patra găină. A revenit aici cu a patra găină. Aceasta de ouă verzi, bătrână. Frumoasă și aceasta, masivă, are moț. Moțul. Ia uitați. Vlogul este filmat de către Alex. Salut! N-are încălțătură, o să facă 5 ani în primăvară. Frumoasă, face ouă verzi, mai deschise la culoare, fiindcă ele le face mai închise. Și o să revenim cu a cincea găină. Am venit aici cu găinușa aceasta, care nu este chiar așa grea, pentru că a clocit. Uitați-o. Acum a reînceput ouatul, a făcut vreo 2 ouă. Îmi place culoarea, dar nu chiar așa tare. Nu are încălțătură, este tot de ouă verzi. Are puțin moț, dar nu așa mare ca și... nu așa mare ca mama ei. Este frumoasă, na, ce să zic. Și o să revenim cu a cincea găină. Am revenit aici cu cocoșul. Uitați-l ce creastă și ce bărbițe are. O palmă are creastă. Uitați aici picioarele, uitați pintenii. Are pinteni destul de mari, deși el are doar un an. Este pui de la anul trecut. Frumos. Și este de vânzare pentru cine stă mai în apropiere și vrea. Acum este coada puțin zburlită. Pentru că năpârlește, da. Este destul de frumos și calcă foarte bine. Și o să revenim cu a șaptea găină. Am revenit cu găinușa aceasta, care o am de la bunica mea. Am adus-o anul trecut, era pui mic încă. Face niște ouă mari, albe, foarte rotunde așa. Are și ceva încălțătură, doar că la găinile mele și dacă au încălțătură nu se prea observă, pentru că sunt afară și se roade, se strică așa. Și o să revenim. Am revenit aici cu găinușa aceasta de ouă verzi, care are un moț frumos. Este albă și coada neagră și mai are ceva pene aici colorate. Ouă în fiecare zi. Face un ou mai deschis la culoare, mai spre albastru, nu chiar verde. Nu are încălțătură deloc. Este nu chiar așa în vârstă, are 2 ani, o să aibă la primăvară. Nu este foarte blândă, este mai sperioasă, dar are creasta așa cumva bătută sau habar n-am cum. Uitați. Și o să revenim cu cealaltă găină. Am revenit aici cu găinușa aceasta, care este, acum dacă a murit cea gri, este a doua găinușă, cea mai bătrână a mea. Uitați-o. Era anul trecut să fie sacrificată pentru că nu mai putea să meargă pe picioare. Uitați cum sunt picioarele de la bătrânețe, are vreo 7-8 ani. Dar ouă și astăzi a făcut ou. Frumoasă. Îmi place culoarea ei. Când era mic era un pui așa, parcă acum trebuia să moară, era așa bleg. Și uitați acum ce găină frumoasă este. Dar bine, acum vreo 6-7 ani, pentru că nu știu sigur câți are, 7, 8, 6. Dar este înaintată în vârstă. Și o să revenim cu cealaltă găină.
Am revenit aici cu cocoșul acesta, care este tot gâtgolaș, care are și moț. Ia stați să... Este de ouă verzi, pentru cei care nu știți. Uitați moțul. Coada are, o are așa, deoarece a venit o persoană care a vrut să-l cumpere și a spus să-l prind să-l vadă și l-am prins de coadă, dar ea nu l-a vrut pentru că a spus că nu are un colorit frumos, dar mie îmi pare destul de frumos, uitați. A avut și o coadă așa frumoasă, mare. Acum uitați-i crespintenii. Este fiul găinei cele gri cu moți de overzi. Ia uitați, are și încălțătură un pic. Are și un pic de încălțătură. Uitați aici, penele sunt așa lungi, frumoase și aripile frumoase. Moțul frumos are o creastă așa, uitați, bătută cumva într-o parte. Da. Foarte frumos. Și acum o să revenim cu sora lui. Am uitat să menționez. Cocoșul este și el de vânzare pentru cei care doresc să cumpere sau. Aceasta este sora lui, cum ar veni. Are și ea ceva încălțătură. Da, uitați aici. Face ouă verzi, este de ouă verzi. În culoare găini comune. Cu gâtul gol, frumoase, cu creasta într-o parte, cam ca și mama sa. Și uitați-o, foarte grea, face-o în fiecare zi. Și acum o să revenim cu a treia, cea mai bătrână găină din gospodăria mea. Aici este găinușa bătrână. Am o găină cu încălțătură, ea este cea mai bătrână acum. După aceea este cea galbenă, golașă, care mi-am arătat-o mai devreme. Și după este aceasta. O găină frumoasă, grea. Face niște ouă așa mari, parcă sunt de gâscă, foarte mari, ouă și cu două gălbenușuri. Uitați-o aici, ce frumoasă este, creastă, găină roșie, na, comună. Și aș dori să vă mai zic, cocoșii, pentru cei care doresc, nu îi trimit, nu, eu o să-mi las tineri, tot cu gâtul gol. Din cauza aceea îi vinde, pentru că ești tine. Alții. Și mai am de vânzare rățoiul leșesc pentru cei care sunt interesați. Un rățoi foarte bun, garantez de el, este foarte bun reproducător. Anul trecut au fost 10 ouă. Anul trecut am avut 12 ouă, nu 10, 12 ouă, din care au ieșit 11 pui, unul a murit și 10 au trăit. Foarte bun și dacă este, are 2 ani sau 3, cam așa, dar este foarte activ, nu este... bleg așa, uitați-l acolo. Stați să dau zoom. Nu știu dacă se vede. Ia uitați-l. Este foarte activ, calcă. Chiar și gâsca mi-o calcă în fiecare zi. Rața se ascunde de el că o calcă prea des. Se mai satură și ea. Da. Și da, prieteni, cam atât ar fi și cu acest vlog. Nu uitați să dați un like, să vă abonați. Acesta am fost eu. Până data viitoare. La revedere. Pa!